Am vorbit despre ritualurile obligatorii care trebuie respectate la rugăciune, adică să ne spălăm anumite părți ale corpului. Am vorbit de cele obligatorii, am vorbit de cele sunna. Astăzi voi vorbi despre adab, etică, care nu este considerată nici sunna, dar este bine ca un musulman să respecte aceste lucruri atunci când face abluțiunea. Dintre etica abluțiunii au menționat umezirea cefei. Vă duceți aminte, unii au spus că unii savant că se recomandă, că face parte din etica abluțiunii. Nu este sunna, relatare fiind slabe. Și au spus umezirea cefei face parte din adab sau etica abluțiunii. La fel, a sta pe ceva înalt când face abluțiunea. Dacă ați văzut la multe moschei, se fac scaune mai înalte, locul de luare abluțiune este mai joasă, astfel încât apa care cade să nu te stropească. Să nu ne stropim hainele și să ne murdărim hainele cu apa pe care am folosit-o la abluțiune. Un alt lucru important, dacă avem posibilitatea, îndreptarea către qibla. Să ne direcționăm cu fața către qibla atunci când facem abluțiunea. Savanții au mai menționat să nu cerem ajutor. Adică pe cât posibil omul să se descurce singur, ca să nu ceară ajutorul celuilalt. De ce? Pentru că ieși din timpul lui, ieși din timpul celuilalt și te obișnuiești în așa fel încât să depinzi de altul atunci când vrei să faci abluțiunea. Cum am spus, se recomandă. Dar în cazul în care eu nu pot să fac singur, atunci cer ajutorul. Nu este nicio problemă. Deci nu este haram, nu este interzis să cerem ajutorul. Dar este indicat să nu cerem atât timp cât noi putem să ne descurcăm singuri. Să nu vorbească în timp ce face abluțiunea. Să nu vorbească vorbe lumești. Face abluțiune și vorbești cu unul cu altul. Sau v-am spus că se recomandă să pomenim în această perioadă. Unii au spus că spunem bismillah la spălarea fiecărui organ sau fiecare părți a corpului. Alții au spus că spunem Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Toate acestea sunt recomandări și nu au argumente, nu au baze. Unii au spus că există duauri. Sunt în cărți scrise rugi care se pomenesc când e apă în gură, când e apă în nas, când te speli pe față. Toate acestea nu au niciun suport autentic. Acestea sunt pur și simplu niște păreri ale savanților. La fel a spus să spunem, este recomandat să spunem ruga la abluțiune după. Singura sau ruga autentică este cea care o spunem după abluțiune, cum vom vedea. În cazul în care avem un inel, purtăm inel la mână, a spus că mișcăm inelul ca apa să aibă acces sub inel. În cazul în care inelul este strâns pe deget, mișcarea lui este obligatorie, pentru că apa trebuie să aibă acces acolo. Dar în cazul în care este larg pe deget, când ne spălăm între apa, totuși se recomandă să mișcăm și acest inel. La fel, cum am spus, dacă avem brățară sau ceas, orice lucru care avem, mișcarea lui este recomandată, astfel încât să avem garanția să fim mai convinși că apa a ajuns și sub ceas, sub inel. La fel a spus, când ne spălăm, când luăm apă în gură și în nas, să luăm cu mâna dreaptă apă în gură, să luăm cu mâna stângă, în mâna dreaptă apă în nas și când suflăm nasul, să suflăm cu mâna stângă. Cum a spus, lucrurile pozitive bune cu mâna dreaptă, lucrurile care sunt, nu sunt pozitive, să le facem cu mâna stângă. La fel, au mai spus că se recomandă sau face parte din etica abluțiunii, după ce facem abluțiunea, din apa rămasă de la abluțiune, să bem stând în picioare. Probabil era practica profetului sallallahu alaihi wasallam, companionilor, pentru că ei, cum a spus, aveau un vas special din care luau abluțiune și apa rămasă din vas o beau. Noi în ziua de azi, dacă vrem să respectăm și apa de la robinet este apă curată, poate este potabilă, putem să o bem, putem după ce am terminat abluțiunea să luăm o gură de apă să o bem, în cazul în care vrem să respectăm această etică a abluțiunii. Un alt lucru pe care l-am menționat savanții este să facem abluțiunea înainte de a intra timpul rugăciunii. Înainte de a intra timpul rugăciunii. Se întâmplă de multe ori, stăm, așteptăm, intră timpul rugăciunii, se face chemarea la rugăciune și abia atunci se mișcă oamenii, se pregătească de rugăciune, se ducă să facă abluțiunea. Este recomandat, au spus savanții că face parte din etica abluțiunii,
ca înainte când a intrat timpul, înainte de a intra timpul rugăciunii să facem abluciune, astfel încât când s-a făcut chemarea la rugăciune, să avem abluciune, să fim pregătiți de rugăciune, ca nu cumva să ne îngrămădim apoi toți, să facem abluciune, cum se întâmplă de multe ori și se întâmplă ca unii dintre noi să pierdă și un răcheau și două răcheau de la rugăciunea făcută în colectiv. Și cum a spus, să respectăm rugile. Este o relatare în care Profetul sallallahu alaihi wasallam ne îndeamnă că după ce am terminat abluciunea să spunem Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin. Aceasta este singura rugă autentică care se spune după abluciune. Au mai fost savanți care au spus că se citește după abluciune, se recomandă citirea capitolului Al-Qadr, inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Există o relatare slabă, chiar instabilă, pe care savanții au desconsiderat-o, nu au luat-o în considerare, fiindcă unul dintre relatatori era meciul necunoscut, au spus că această relatare nu este autentică și mulți au spus că nu se recomandă. Cei care au acceptat și relatările slabe sau relatările inventate în cazul rugilor pomenirilor au spus că se poate citi și capitolul Qadr, inna anzalnahu fi laylat al-qadr. Rămâne la opțiunea noastră a tuturor, dar important e să ne limităm măcar la ceea ce este autentic asupra rugilor pe care Profetul sallallahu alaihi wasallam le-a pomenit. La fel, într-o relatare spune Profetul sallallahu alaihi wasallam, cine face abluciune și apoi face două rechiaturi. Unii savanți au spus că se recomandă, la fel face parte din etica abluciunică, atunci când ai făcut abluciune, să faci și două rechiaturi de namaz. Pe scurt, acestea sunt adab, etica la abluciune, adică lucruri care se recomandă atât timp cât avem posibilitatea să le facem.